Totodată aș vrea să mai menționez faptul că am văzut că ați menționat din rechizitoriu anumite aspecte cu privire la dependența pe care dânsul a dorit să pună anumite judecători. Vă punea să spionați judecători? Vă punea să... Asta vreau să confirm. Da. A dorit să pună în dependență anumiți judecători prin informații pe care, din postura de șef al poliției locale și a personalului și a fazei pe care eu o aveam, trebuia să fac aceste lucruri. L-am informat instituțional pe primarul municipiului Ploiești atunci despre ședințele domnului Negulescu, l-am picat de comun acord că nu putem să facem acest aspect și nu putem să ne punem în dependență față de el în această problemă. Mi-am notat pe o agendă anumiți judecători pe care dânsul și ea își dorea să-i urmărească și în rețin la momentul respectiv vorbea de o anume judecătoare Lupu, care soțul dânsei era polițist și dorea să o pună în dependență față de dânsul, deoarece prin arestarea soțului polițist, deoarece nu răspundea cerințelor. Pe lângă acesta, deci dumneavoastră a spus că el avea o problemă cu doamna și a vrut să-l aresteze pe soțul? Asta mi-a spus mie personal. Dar ce problemă avea cu doamna? Poftiți? Ce problemă avea cu doamna? Nu. Era dependența pe care dorea să pună anumiți judecători pentru a lua decizii favorabile. Aha. Deci, în sensul de a deci doar pe partea sa de judecător, că el cu femeile când le vedea nebunea, spune pe o înregistrare că și dacă vede femeia de serviciu se poate ține. Dețin și o înregistrare cu un alt martor care și dânsului i-a spus același lucru, ceea ce mi-a spus și mie, cu privire la că dorea să o aresteze pe această doamnă. Mai sunt judecători de care mi-a vorbit la momentele respective, pe care ulterior i-am întâlnit în instanță în dosarul meu. Care, imaginați-vă când i-am văzut pe aceia acolo și aducându-mi aminte ce mi-a cerut despre fiecare și știam că sunt în dependență de el, într-o formă sau alta, deja îmi vedeam sentința. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu că lucrurile s-au schimbat, timpul a rezolvat această problemă și adevărul ne eliberează și putem să spunem adevărul la unor oameni care chiar vor să facă o justiție corectă în România. Mulțumesc foarte mult!